Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vă arăt ce am mâncat în ultimele 5 zile. Pentru cei care nu știu, fac aici un scurt update. Sunt în proces de slăbire, iar dieta sau stilul de viață pe care îl urmez în momentul acesta se numește post intermitent 16 cu 8, adică am pauză 16 ore și mănânc pe parcursul la doar 8 ore. O să vedeți că în ultima perioadă am avut doar 2 mese pe zi, mese foarte ușor de pregătit, simple, sănătoase, dar foarte gustoase. Într-adevăr, parcă mă bucur mai mult de mâncare în ultima perioadă, parcă aștept cu nerăbdare următoarea masă, iar atunci când pregătim orice, pregătim ceva foarte rapid, așa cum v-am zis, parcă are un gust mai bun. Oricum ar fi, nu vă mai țin aici de vorbă, o să mă cântărez zilele ce urmează, fiindcă n-am mai făcut-o de vreo săptămână și ceva, și o să vină în clipul următor, cel mai probabil, un scurt update legat și de greutate, fiindcă știu că mai mult ca sigur o să mă întrebați, dar ideea e că mă simt eu mai bine, mă simt mai ușoară și cu siguranță o să se vadă și la cântar. Dragii mei, vă doresc vizionare plăcută, nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. V-am pupat! Prima masă a zilei o iau la ora 2:30 și ia uitați ce mi-am făcut eu aici. O lipie de tip tortilla, în care am pus un avocado mic, pe care l-am pasat cu o furculiță, am pus sare, fulgi de ciri, un pic de suc de lămâie. Mi-am făcut într-o tigaie fără ulei și două ouă, așa moi. Am pus și o linguriță de parmezan înăuntru și ceapă verde am mai pus și l-am rulat așa ca un burrito, mă rog, ca o, nu știu cum să zic, ca un wrap. Și l-am mai pus un pic în tigaie ca să prindă așa o față foarte, foarte frumoasă. Iar aici mai am câteva roșii cherry și ia uitați cât de bine arată. Și s-a făcut așa un pic crocant aici și este încă foarte fierbinte, de-abia aștept să mănânc. Deci lipie, ouă, avocado, parmezan, ceapă verde și roșii cherry, yummy. Cea de-a doua masă a zilei este ora 7:30, asta vom mânca noi. Am făcut o fripturică de pui la cuptor, mi-am pus o pulpă întreagă, am condimentat doar cu sare și usturoi granulat, fără ulei și făcută în tavă de iena. Aici mi-am pus niște salată de sfeclă și aici legume la cuptor, la fel sare, piper, usturoi granulat, fără ulei, fără nimic. Iar deasupra mi-am pus un pic de oțet balsamic. Și cam asta vom mânca noi. Este ora 2 și n-am reușit nici măcar să-mi beau cafea, am băut un pic de apă, fiindcă am avut o fată la gene și mă doare capul deja, eu sunt obișnuită să-mi beau cafeaua dimineață. Mă rog, prima masă a zilei va fi o ciorbiță fierbinte făcută de mama cu borș, cu tăiețel, dintr-un cocoș, cred că a avut de țară, eu am aici o aripioară. A făcut ea ciorbiță și am zis să ne dea și nouă doar fix două porții, că dacă tot mâncăm două mese pe zi, nu prea îți vine să mănânci ciorbă de multe ori. Vedeți că și asta este groasă, cu zarzavat. Mi-am pus și o felie de pâine, fiindcă n-am mai mâncat de mult și avem o pâine foarte proaspătă acum în casă. Și o să mănânc și cu un ardei 2, acolo o să mănânc Adi, fix la fel. Și aici o să mănânc și eu cu un ardei 2 din aceștia iuți. Și cam asta vom mânca noi la 2. Cina din această seară, o pizza la tigaie. Găsiți pe canalul meu o rețetă de pizza la tigaie ce are foarte, foarte multe vizionări. Vă las linkul în descriere. Totuși, am făcut separat și o rețetă de pizza la tigaie de dietă. În clipul respectiv vă spuneam că acea pizza are 370 de calorii și v-am dat acolo toate ingredientele, gramajele și așa mai departe. E, în seara asta eu am făcut o versiune acelei pizza, nu știu câte calorii are aceasta, dar oricum are mai puțin, până în 400 max, mai ales că o să mănânc și cu niște sos de roșii. Și am făcut blatul din două linguri de ulei, o lingură de ulei, două linguri de făină, două linguri de lapte. Iar deasupra, ca și toppinguri, am pus așa 5 măsline, ardei gras, porumb, ciuperci și cred că atât, și cașcaval. Și le-am lăsat la tigaie, la foc mic, cu capac, iar aici mai am un pic de sos de roșii picant. Și cam asta voi mânca eu la cină, de-abia aștept. Suntem la o cununie și este ora 3:30 și asta este prima masa zilei, un aperitiv rece. Iar cea de-a doua masă a zilei, o ceapă la grătar, cartofi sărănești și salată de varză.
Este ora 1 și jumătate și prima masă a zilei o luăm în vizită la ai mei. Am venit să-l luăm pe David și o să mâncăm de prânz. Este duminică și o să mâncăm împreună de prânz. A făcut mama din asta piept de porc, cred că zice, și ceafă la cuptor pe hârtie de copt, că a zis, adică este poftă de ceafă. Așa că voi mânca și eu o ceafă. Aici salată de roșii. Ei întotdeauna taie salata așa foarte mărunt și are un gust super bun. Ceapă, ardei gras, roșii, castravete și pun și ardei iute, sare și ulei. Așa, și aici avem usturoi cu smântână, preferatul meu, mai mult pentru mine, îl face că știe că îmi place foarte mult. Usturoi pisat cu sare, da, iubitul meu, și cu smântână. Și asta v-am mâncat noi tot. Să tai asta? Da, asta este prima masă a zilei. Noi ne pregătim să luăm cea de-a doua masă a zilei, cum ar veni cina, fiindcă este ora 9. Ce voiam să vă zic, ați văzut ce am mâncat la ai mei, fripturică cu salată cu usturoi și am mai mâncat o felie de tort pe la vreo 5, cred că era, dar n-am filmat-o, ca să nu trișăm, să vă zic aici tot. Iar în seara aceasta i-am făcut lui Adi o salată cu de toate. Ceapă, castraveți, ardei gras, măsline, roșii, bineînțeles. Și acum când ne-am întors, am trecut prin Auchan și am cumpărat o bucată de brânză feta. Vai cât de bună este, n-am mai mâncat de foarte mult timp. Și am luat bucata asta care este așa cât palma și am dat vreo 7 lei și ceva, deci foarte puțin. Mâine mă gândesc să mă duc să mai cumpăr, fiindcă nu prea mai avem brânză în frigider și îmi place tare mult. Am gustat și eu aici o bucățică cu roșie și este delicioasă și am mai cumpărat și bucățica asta de Kaiser, vreo 8 lei cred că a venit. Un Kaiser afumat, dar vedeți că nu are grăsime, mai mult mușchiuleț. Și am pus lui de aici și brânzică și mușchiuleț, fulgi de chili și ulei de măsline și sare. Eu am făcut o salată cu de toate și eu mi-am cumpărat jumătate de pepene, fiindcă mi-era foarte poftă. Și din jumătate de pepene au ieșit două castroane din astea, castronașe, nu știu cum să zic. O să le bag la rece, iar cina mea va consta într-un castron din ăsta de pepene. Nu știu, ca să vă zic gramajul, sinceră să fiu, că nici nu m-am uitat cât a fost toată bucata. Oricum, am dat vreo 9 lei, deci a început să se ieftinească, 9 lei pe jumătate de pepene. Nu este foarte, foarte dulce, dar este bun. Nu este trecut, e chiar ok. Mie îmi place foarte, foarte rece de la frigider. Așa că îl bag la frigider, mă duc să fac duș și pe urmă o să mă pun în pat și o să mănânc masa mea. Și Adi masa lui, salata lui, dar mâine îmi fac și eu o salată din asta cu roșii, cu brânză, de-abia aștept. Mă rog, și am încheiat și pentru ziua de astăzi. Bună ziua! A început o nouă zi, este ora 2 aproape și o să mănânc și eu prima masa zilei, așa cum vă ziceam și aseară. Am mâncat pepenele, a fost chiar super bun și mi-a ținut foarte bine de foame cumva. Iar acum am băut un pahar mare cu apă, fiindcă am venit de afară cu David și am făcut o salată pentru toată familia. David a mâncat deja și am fiert și eu. Inițial am fiert două pentru mine, două pentru Adi, unul pentru David, dar cred că o să-mi pun doar unul, mi se pare suficient totuși. Aici mai mi-am pus o bucățică de brânză, nu foarte mare, o felie așa, dar nu foarte mare. Și am făcut salata din roșii cherry, ceapă, castravete, un avocado, ardei gras, sare și un pic de ulei. Lui David i-am pus ulei de măsline, eu mi-am pus ulei de floarea soarelui. Da, și deasupra am pus un pic de fulgi de chili și cam asta voi mânca eu. Nu pot să vă zic așa ca și gramaj, dar oricum. Mă bucur că i-a plăcut și lui David, așa cum v-am zis, a mâncat super, super bine și un ou fiert și salată. O să mănânc și eu acum și pe urmă mai vedem la gustarea de fructe. Haideți să vă arăt ce o să mâncăm noi în seara asta la cină. Aveam în congelator o coastă din asta marinată și am făcut-o pe hârtie de copt la cuptor. Ca și gust sunt dulci picante coastele astea. Am tăiat eu jumătate, Adi jumătate. Vedeți că am aici niște bucățele de zgârciuri. Sunt mai rumenite fiindcă se rumenesc condimentele astea așa la cuptor. Eu am mai oprit focul și adică acum sunt foarte bune de mâncat. Erau gata acum vreo 10 minute, dar am stat să fac salata. De fapt, Adi a făcut-o, eu doar am condimentat-o. Am făcut o salată coleslaw sau, mă rog, o încercare. Am pus un morcov, că atât mai aveam în casă, un măr și pe urmă aveam o varză. Și Adi a pus mai multă, fiindcă, na, dacă tot s-a apucat să o toace. A dat-o pe răzătoare, cu răzătoarea asta pe care am cumpărat-o din
Kaufland, cred acum, nu știu, peste un an cred și de-abia acum am scos-o să vedem și noi dacă este bună sau nu. S-a chinuit destul de tare, dar oricum până îți dai seama așa un pic cum să o folosești. Ideea e că da, a ieșit bună varza ca și dimensiune. Și ce a făcut? V-am zis, am morcov, măr și multă varză albă și ca și condimente am pus așa, sare, n-am pus ulei, am făcut un fel de dressing dintr-un iaurțel mic, 3,5% grăsime, 2 lingurițe de maioneză, suc de lămâie, un pic de oțet și l-am amestecat foarte bine și fulgi de chili. Și a ieșit o salată acrișoară, să zicem, crocantă, super bună pentru vară. Și mi se pare mie că merge bine cu grătarul. Oricum, cam asta este masa noastră. Coase de porc și salată din asta, bine, salată mai avem, dacă vrem putem să ne mai punem. Și cu asta încheiem noi ziua.